Deschidem Sfânta Scriptură la 1-a epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 15. 1 Corinteni, capitolul 15, și vom citi până la versetul 26. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în dimineața de sărbătoare. Ne vom ruga ca Duhul lui Dumnezeu să facă acest cuvânt o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Florin Ciorba, este în tronsonul 3 jos. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când Hristos va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci El trebuie să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Amin. Bine ați venit la sărbătoarea Învierii Domnului, într-o zi frumoasă de primăvară, când ne salutăm unii pe alții și spunem, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! M-am bucurat să văd în zilele acestea oameni care au cerut să fie scoasă religia din școli, răspunzând pe WhatsApp, în grupuri de specialitate, la salutul Hristos a înviat, au răspuns și ei, adevărat a înviat. Dar au cerut să scoată religia din școli, să-L scoată pe Dumnezeu din societate, din mintea copiilor, iar acum spun, adevărat că a înviat. Așa că e interesant. Începem meditația noastră din ziua de sărbătoare cu următorul exercițiu de imaginație. Deci este un exercițiu de imaginație. S-a descoperit un medicament
care vindecă orice formă de cancer în oricare stadiu al bolii. Medicamentul a fost lansat pe piață la data de 1 februarie. Este însoțit de mărturia a 600 de pacienți care declară că au fost bolnavi de cancer, forme diferite, stadii diferite, au luat medicamentul acesta și s-au vindecat. Mărturiile lor sunt însoțite de analize de laborator, care confirmă că într-adevăr au fost bolnavi de cancer cu adevărat, că au luat medicamentul acesta și acum analizele confirmă și declară vindecați. Medicamentul se găsește în farmacie și îl poți lua cu două condiții. Prima, îl iei pe loc în farmacie, din mâna farmacistului. Nu-l poți duce acasă, nu-l poți cumpăra să te mai gândești, ci îl iei pe loc. Sau nu-l iei deloc. A doua condiție, după ce ești declarat vindecat, te angajezi să spui și altor bolnavi despre medicamentul acesta. Anunțul te pune pe gânduri. Oare o fi adevărat? Sau nu o fi adevărat? Așa că încep să te documentezi ca om rațional și încep să studiezi internetul și să întrebi oamenii, să citești diverse articole, luări de poziție și descoperi mai multe puncte de vedere. Unii spun, medicamentul acesta este o mega înșelătorie. Toată povestea asta este o conspirație. Cineva vrea să te ducă în eroare, vrea să-și adune adepți și vrea să se îmbogățească pe seama ta. E mega excrocherie. Martorii aceia care spun că s-au vindecat au fost plătiți și sunt niște mincinoși care vor să ducă în rătăcire lumea. Ar trebui eliminat și medicamentul și martorii lui. N-au ce căuta pe fața pământului. Sunt un pericol social. Citești aceste comentarii și rămâi pe gânduri. Continui să te documentezi și dai peste un alt punct de vedere. Medicamentul acesta este un miracol. Merită sărbătorit. În fiecare an la 1 februarie ne adunăm și sărbătorim medicamentul. Avem postere, avem pancarte, facem și cântece despre medicamentul acesta. Ne adunăm și sărbătorim și le oferim contracost celor care vin și poze cu medicamentul și postere ca să le pun acasă pe pereți și niște micuți cutiuțe care arată ca și cutiile adevărate ale medicamentului. De-astea sunt doar imitații. Și te duci la sărbătoare și este multă animație și sunt luări de cuvânt și sunt oameni care țin discursuri impresionante despre miracolul medicamentului. Și îți cumperi un poster și o cutiuță și te duci acasă și pui posterul pe perete în dormitorul tău, lângă patul tău și cutiuța o pui pe măsuța, pe noptierul de lângă patul tău. Și spui, abia aștept până anul viitor că mă duc iarăși la sărbătoarea medicamentului. Dar citești mai departe că ești curios și ești
diagnosticat și tu cu boală canceroasă, ești în stadiul al doilea și doctorii spun, dacă evoluția este lentă, ai mai avea un an sau doi ani de viață. Așa că vei continua să te documentezi și dai peste un alt punct de vedere. De fapt, toate medicamentele sunt bune. Nu contează ce medicament iei, important este să fii sincer când îl iei. Că toate medicamentele duc la vindecare. Nu este unul mai grozav decât altul, toate sunt la fel de bune, important este să fii sincer cu medicamentul pe care îl iei. De ce să schimbi medicamentul acela cu altul? Că nu e unul mai miraculos decât celălalt. Toate medicamentele duc la sănătate. Și tu ești bolnav de cancer? Și ce faci? Ai anunțul cu medicamentul care vindecă. Ai mărturia 600 de pacienți. Ai analize de laborator. Ai teoria numărul 1, e mega înșelătorie. Ai teoria numărul 2, e sărbătoare și celebrăm medicamentul cu postere și cutiuțe. Și ai teoria numărul 3, toate medicamentele sunt la fel de bune. Ce decizie ai lua? Cum ai analizat care dintre aceste puncte de vedere este adevărat? Când Apostolul Pavel scrie epistola către Corinteni, Apostolul Pavel le spune oamenilor că suferă de cea mai cumplită boală și blestem care a venit peste rasa umană. Că oamenii sunt bolnavi de boala păcatului. Boala aceasta este cumplită. Distruge nu doar sănătatea trupului, ci distruge veșnicia. Este o boală teribilă care îi duce pe oameni în suferințe enorme aici și în chinuri veșnice în iad fără Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, s-a descoperit medicamentul. S-a descoperit medicamentul care vindecă de boala păcatului și dă viață. Și dă viață pentru veșnicie. Și când această veste extraordinară este transmisă înspre oamenii din Grecia de atunci, din Europa de astăzi, din lumea de atunci și lumea de astăzi, oamenii s-au confruntat cu interpretări diferite. De fapt, nu contează ce crezi, spun unii, important este să fii sincer în credința ta. Că toate religiile duc, unde duc toate religiile? La Dumnezeu, așa ne spun. Că nu e mai bună o religie decât alta, că n-are rost să renunți la una, să alegi pe alta. Alții spun, important este doar să sărbătorești și tu evenimentul acesta și să te bucuri. Și alții spun, este mega înșelătorie. Cum anume hotărăști care este adevărul și ce decizie să iei? Când Apostolul Pavel scrie Corintenilor, le explică originea acestui mesaj și spune, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia sau Vestea Bună, pe care v-am proclamat-o, pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas. Ați acceptat Evanghelia și prin Evanghelia aceasta care vă spune care este soluția lui Dumnezeu, tratamentul, medicamentul miraculos al lui Dumnezeu pentru boala păcatului, prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut.
Apostolul Pavel spune, este important ce crezi și în cine crezi. Problema mântuirii noastre este determinată de ce crezi și în cine crezi. Nu de sinceritatea credinței așezată pe o cale greșită și într-o soluție omenească rătăcitoare. Așa că Apostolul Pavel le explică modul în care operează soluția lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu la tragedia noastră. Le explică ce anume conține Evanghelia și cine este răspunsul lui Dumnezeu. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit. Pentru ce a murit Hristos? Pentru păcatele noastre. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Esența Evangheliei este persoana lui Iisus Hristos și moartea Lui pentru păcatele noastre. Că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi, așa ați crezut. Aceasta este Evanghelia. Persoana lui Iisus Hristos și lucrarea Lui de ispășire în locul nostru. Moartea și învierea Lui, ca răspuns al lui Dumnezeu la problema păcatelor noastre. Când scrie Romanilor, în Romani capitolul 10, versetele 9 și 10, Apostolul Pavel explică mai amănunțit. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Credința în inimă că Iisus este Domnul, Stăpânul, că El are toată autoritatea și că de El depinde viața și veșnicia mea. Și dacă crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Cu alte cuvinte, învierea din morți este testul central a adevărului mântuirii. Dacă Hristos n-a înviat din morți, toată credința creștină se prăbușește. Dacă a înviat Hristos din morți, toată credința creștină stă în picioare acum și toată veșnicia. Dar oare e adevărat? Oare e adevărat că Iisus Hristos a înviat din morți? Apostolul Pavel îi ajută pe cei din Corint, din vremea de atunci, și pe noi astăzi, să analizăm dacă afirmațiile sunt adevărate sau nu, în funcție de argumentele care se aduc în sprijinul afirmației. Pe ce se bizuie afirmația că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a treia zi a înviat? Mai întâi spune Apostolul Pavel, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Primul argument al Apostolului Pavel este argumentul Scripturii. Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a înviat așa cum afirmă Scriptura.
Moartea, îngroparea și învierea Domnului sunt evenimente care se desfășoară în conformitate cu Scriptura. Hristosul în care credem noi este Hristosul Scripturilor. În disputa lui cu fariseii, Domnul Iisus le-a spus: cercetați Scripturile, pentru că credeți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spune Domnul. Hristosul pe care îl celebrăm noi, moartea și învierea lui, este Hristosul Scripturilor. Rețineți, vă rog, nu este Hristosul ecranelor. Nu este Hristosul cântecelor. Nu este Hristosul tradiției. Nu este Hristosul poveștilor, imaginațiilor. Este Hristosul Scripturilor, care este proclamat, profețit, atestat de Dumnezeul Scripturilor. Amin. Când Domnul Iisus a vrut să-i ajute pe ucenici să înțeleagă că tot ceea ce a făcut El nu este altceva decât împlinirea Scripturilor, le spune în Evanghelia după Luca, la capitolul 24. Sunt doi ucenici care merg înspre Emaus, vorbesc despre răstignirea lui Hristos, Domnul, la Ierusalim, nu înțeleg nimic, este totul fără noimă. Și atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Când Domnul Iisus cel viu se întâlnește cu ucenicii, îi duce la Scriptură să le arate ce zice Scriptura și să înțeleagă că argumentul pentru care tot ce se întâmplă e adevărat este argumentul Scripturii. Apoi, când se întâlnește Domnul cu cei 11, de la versetul 44 continuă. Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovădească tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Așa este scris și așa trebuie să se împlinească. Argumentul pentru adevărul morții și a învierii Domnului, argumentul pe care Pavel îl aduce atunci și este valabil astăzi, este argumentul Scripturilor. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu a spus că cerurile și pământul vor trece. Dar o frântură de slovă din Scriptura aceasta nu va trece înainte ca să se împlinească. Este argumentul Scripturilor. Când te-ai oprit ultima dată să citești Scriptura? Dacă ai un alt Hristos în afară de Hristosul Scripturilor, ai un Hristos al imaginației tale, ai un Hristos al imaginației altora, dar Hristosul acela nu mântuie și nu poate să te vindece de boala păcatului și să se asigure pacea cu Dumnezeu, binecuvântarea Lui și viața pentru veșnicie cu El în glorie. Numai Hristosul Scripturilor este Cel care a împlinit planul lui Dumnezeu, a dus răspunsul lui Dumnezeu la blestemul păcatului. Nimeni altcineva. Când în Cartea Faptele Apostolilor, Apolo, unul dintre predicatorii primei biserici, ajunge să predice Evanghelia, în capitolul 18, citim despre el că s-a dus să predice Evanghelia și să-i ajute prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, Faptele Apostolilor 18, versetul 28.
căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Argumentul lui Apolo este argumentul Scripturilor. Credința noastră în Hristos rămâne în picioare sau se prăbușește în funcție de modul în care credem sau nu credem Scriptura. Scriptura este autoritatea lui Dumnezeu pentru tot ce-i planul lui de mântuire pentru omenirea aceasta. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Este argumentul Scripturii. Apostolul Pavel continuă însă pentru cei din Corint și după ce îi îndeamnă și îi îndrumă la Scriptură, Apostolul Pavel spune, Scriptura nu este un fel de mitologie frumos tâlcuită și ticluită. Scriptura este o carte care are dimensiune istorică verificabilă și adevărată. Și citim în continuare. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit, adică au murit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Apostolul Pavel spune, ceea ce afirmă Scripturile și s-a verificat în viața și în moartea și în învierea Domnului Iisus Hristos, este ceva care se verifică în argumente istorice. Și când Biblia vorbește despre argumentele istorice, insistă în mod special asupra două argumente. Primul este ceea ce au descoperit femeile și ucenicii în dimineața învierii în grădina mormântului. Când s-au dus la mormânt, piatra era dată la o parte, îngerii care au venit din cer ca să ateste adevărul învierii, le-a spus, nu este aici, dar unde este? A înviat. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Argumentul de netăgăduit este mormântul gol. Hristosul Scripturilor a murit, a fost îngropat, a înviat și a ieșit din mormânt. Aleluia! Toți ceilalți întemeitori de religii sunt în mormintele lor. Niciunul dintre ei n-a înviat din morți. Singurul care a înviat din morți este Domnul și Mântuitorul. Mântuitorul nostru nu este mort și nu celebrăm învierea Lui ducându-ne la mormântul Lui. Celebrăm învierea Lui închinându-ne Lui în duh și adevăr pentru că a promis că va fi întotdeauna cu noi. E mormântul gol. Dacă s-ar propădui învierea lui Hristos și mormântul ar fi plin de rămășițele pământești, toată propovăduirea noastră ar fi lovită de nulitate. Pentru că ne-ar spune, dar acolo sunt rămășițele pământești. Dar mormântul este gol. Și urmează al doilea set de argumente istorice, nu doar un mormânt gol, ci un Hristos viu care a fost văzut, cu care s-au întâlnit, cu care au stat de vorbă și Apostolul Luca, în Cartea Faptele Apostolilor, explică acest fapt când spune așa. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi. Timp de 40 de zile a stat de vorbă cu ei. După învierea lui, mormântul gol a fost dublat de arătările Domnului Iisus Hristos în realitate, într-un mod real, vizibil, experimentabil de cei cărora s-a arătat. Și Apostolul Pavel spune, s-a arătat femeilor, s-a arătat lui Chifa, adică Apostolului Petru, și apoi menționează, s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt în viață. Când Apostolul Pavel scrie la vreo 30 de ani după evenimentul morții și învierii Domnului, din cei 500 de martori care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos și erau toți deodată prezenți, cei mai mulți sunt în viață. Acum un exercițiu simplu de matematică.
Din 500, dacă spunem cei mai mulți, cam câți or fi? Cel puțin 300, așa-i? Cel puțin 300 de martori sunt prezenți, asta spune Pavel, care depun mărturia că s-au întâlnit cu Hristos cel înviat. Și apostolul Pavel spune, dar m-am întâlnit și eu cu el. Hristos cel înviat nu este un personaj mitologic, ci este un Dumnezeu adevărat care ne-a spus și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Ba mai mult, pentru că este viu. Apostolul Ioan ne spune că avem la Tatăl un mijlocitor. Unul care mijlocește înaintea lui Dumnezeu Tatăl pentru noi. Și când cel rău ne acuză că suntem vinovați de călcarea poruncilor lui Dumnezeu și cere pedeapsa lui Dumnezeu, Hristos, Domnul, Mântuitorul viu, mijlocește pentru noi. Este argumentul pe care îl aduce Apostolul Pavel. S-a arătat, l-au văzut. Este un eveniment atestat cu mărturie. Acum, martorii care l-au întâlnit pe Domnul Iisus înviat, au trăit două mari dimensiuni, două mari lucrări. Prima, o transformare a vieții lor. După întâlnirea cu Domnul Iisus, viața lor s-a transformat, au înțeles planul lui Dumnezeu, au trăit miracolul iertării păcatelor, au trăit miracolul nașterii din nou, au trăit miracolul eliberării de orice robie omenească, au trăit miracolul unei vieți care a fost plină de bucuria mântuirii și de bucuria prezenței Domnului. Atât de mare a fost bucuria aceasta, încât a devenit contagioasă. O bucurie contagioasă. Mi-aduc aminte de o întâmplare care mă face să zâmbesc când mi-aduc aminte. Prin anii 78-79 ne-am dus la mare împreună cu o altă familie de credincioși. Ne-am dus cu copiii ca să îi lăsăm să îi vadă soarele și să îi bată briza mării, ca să mai prind un pic de culoare și să mai fie așa, mai sănătoși la iarnă, să nu dea toate năcazurile răcelii în ei. Era vremea aceea a sărăciei și a tuturor celorlalte limitări și ne-am dus cu noi o sticlă de sirop de coacăze. Și într-o seară, cealaltă familie a cumpărat niște sticle de apă minerală și ne-am făcut sirop cu apă minerală și am stat pe o terasă. Și am băut sirop cu apă minerală și am avut o seară de părtășie și de bucurie. Atât de mare a fost bucuria noastră în seara aceea, încât mai mulți chelneri au venit pe rând și au luat câte un pahar să miroase. Știți de ce? N-au știut ce am băut, de suntem așa de veseli. Veselia noastră i-a pus pe gânduri. Și când le-am spus că bem sirop cu apă minerală, n-au înțeles nimica. De ce? Pentru că în toată experiența lor, doar aia care se îmbată sunt veseli. Dar este o altfel de bucurie. E bucuria mântuirii. Bucuria păcatelor iertate. Bucuria împăcării cu Dumnezeu. Și cei care s-au întâlnit cu Domnul au trăit bucuria aceasta. Cei doi se întorc de la Emaus la Ierusalim, plini de bucurie și intră înăuntru și prima lor vorbă este: a înviat Domnul, aleluia! E un argument a vieții schimbate, a celor care l-au întâlnit pe Hristos. Apoi este mărturia lor că pentru adevărul acesta au fost gata să plătească cu viața. Toți ucenicii Domnului au murit ca martiri și au murit pentru un singur adevăr.
că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, care a murit pentru păcatele noastre, a înviat din morți și în moartea și învierea Lui avem iertarea și pacea cu Dumnezeu. Și pentru mărturia aceasta au plătit cu viața. Și apostolul Pavel se uită la dovezile acestea istorice și le spune celor din Corint: adevărul învierii Domnului Iisus Hristos este atestat de Scriptură și este verificat istoric. Cum poate cineva, în fața acestor argumente, să spună: totuși, eu nu cred în învierea morților? Iar dacă se propăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă ai argumentul Scripturii, dacă ai argumentul istoriei, cum poate cineva să spună: eu totuși nu cred în învierea în trup a lui Iisus Hristos din morți? De aceea, de la versetul 13 în continuare, apostolul Pavel folosește al treilea argument. Este argumentul din logică. Este argumentul din logica gândirii. Apostolul Pavel spune: dacă este adevărat argumentul biblic, dacă este argumentul istoric adevărat, atunci aveți o problemă majoră de logică. Aveți o problemă majoră de gândire. Probabil că vă aduceți aminte, v-am spus cu altă ocazie, că sunt unii oameni care au o problemă majoră de logică, de gândire. Exemplul clasic este a unui bolnav, a unui om căruia i-a intrat în cap ideea că este mort. Și le-a spus tuturor că el e mort. Au încercat cei din familie să îl convingă: dar cum ești mort că vorbești? Eu sunt mort. Cum ești mort că te miști? Eu sunt mort. Nimeni n-a putut să-i scoată ideea asta. L-au dus la specialiști și fiecare a încercat. Și în cele din urmă, unul a zis: lăsați-l pe mâna mea că îl conving eu că nu-i mort. Pentru că apelez la un exercițiu simplu de logică. Și că l-a luat pe bolnavul nostru și a spus: ascultă-mă cu atenție. Dacă un om e mort și l-ai înțepat cu un ac de siringă la deget, din omul mort nu mai curge sânge. Ai înțeles? Da. Ce ai înțeles? Că dacă un om e mort și l-ai înțepat, nu curge sânge. Deci ai înțeles? Da. Dă degetul încoace. Dă degetul și medicul îl înțeapă și din om curge sânge. Și întreabă: ei, ce zici acum? Și bolnavul nostru zice: extraordinar. Din mine și când zbort curge sânge. Deci este această problemă de logică. Și apostolul Pavel spune: acum, corintenilor, românilor, orădenilor, ascultați-mă. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos ne-a înviat. Dacă e adevărat ce spuneți voi, afirmația voastră ar anula argumentul Scripturii și al istoriei. Dar pe ce bază gândirea voastră poate anula Scriptura și istoria? Și apostolul Pavel spune: nu doar că judecata aceasta este absurdă, dar rezultatele unei asemenea judecăți sunt la fel de absurde. Pentru că dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Apostolul Pavel spune: dacă voi ați avea dreptate, toată proclamarea Scripturilor pe care o facem noi, toată lucrarea noastră este zadarnică. Altfel spus, dacă n-a înviat Hristos, degeaba ați venit astăzi până aici. Dacă n-a înviat Hristos, degeaba asculți orice predică despre înviere. Dacă n-a înviat Hristos, totul este zadarnic. Ba mai mult, zadarnică este și religia voastră. O religie fără Hristos cel viu este o religie care n-a rezolvat problema păcatului, a relației cu Dumnezeu și a veșniciei. O religie fără Hristos viu
nu duce nicăieri. Și continuă Apostolul Pavel, ba încă, noi am fi descoperiți ca fiind cei mai mari mincinoși. Pentru că mărturisim despre Dumnezeu că l-a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Și Apostolul Pavel spune, imaginați-vă că ați avea voi dreptate, atunci noi toți cei care l-am întâlnit pe Hristos, noi care propovăduim învierea Lui, am fi cei mai mari șarlatani de pe fața pământului. Ba mai mult, am luat în deșert numele lui Dumnezeu și am spune că Dumnezeu a făcut ceva când Dumnezeu n-a făcut lucrul acela. Și dacă nu înviază morții, zadarnică este credința voastră, voi sunteți încă în păcatele voastre, problema veșniciei voastre nu-i rezolvată. Problema blestemului este asupra voastră, nu-i rezolvată. Și cei ce au adormit în Hristos sunt în iad, sunt pierduți. Pavel spune, imaginați-vă ce religie este aceea fără un Hristos viu. Este o problemă de logică. Dacă ai o religie fără Hristos cel înviat, totul este absurd, zadarnic și spune, noi suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dintre toți oamenii, cei care au religia aceasta fără un Hristos viu, sunt cei mai nenorociți oameni de pe fața pământului, cei mai bătuți de soartă. Pentru că cred o minciună, trăiesc într-o minciună, se duc pe un drum care duce nicăieri și stau în această amăgire, înșelându-se singuri și înșelându-i pe alții. Dar, spune Apostolul Pavel, Hristos a înviat. Hristos a înviat și argumentele pe care le aduceți voi sunt lovite de nulitate logică. Și pentru că sunt lovite de nulitate logică, problema nu este să schimbăm scripturile, nu este să schimbăm istoria, problema este schimbarea minții voastre. Problema este să se schimbe mintea voastră. Problema este să vă întoarceți la Scriptură și pe baza Scripturii să vă întoarceți la Hristos cel viu și pe baza Scripturii să am această întâlnire cu Hristos cel viu și cu alte cuvinte, întorcându-mă la ilustrația imaginară de la început, să iei medicamentul. Acum, haideți să ne întoarcem la ilustrația de la început. S-a lansat medicamentul. Ești bolnav de cancer. Ai argumentul cercetărilor medicale. Ai toate analizele de laborator și toate experimentele medicale sunt acolo. Ai mărturia a 600 de pacienți care au fost bolnavi, au luat tratamentul, s-au vindecat. Și ai teoria conspirației. Totul este o mega înșelătorie. Nimica nu e adevărat. Și încep să-ți argumenteze că nu e nimic adevărat. Alții spun, da, domnule, este un mare miracol, 1 februarie trebuie să fie sărbătoarea medicamentului. Mă duc la sărbătoare și mă întorc acasă cu un poster și cu o cutiuță care imită cutia cu medicamente. M-am bucurat, am fost acolo, abia aștept până anul viitor. Sau? Dom'le, toate medicamentele sunt bune. De ce să iau eu un alt medicament? Important este să fiu sincer. Care ar fi decizia ta? Facem o probă. Facem o probă. Numai dacă ai libertatea. Ești bolnav de cancer, bate ceasul, zilele sunt numărate, e medicamentul acela, ai mărturia celor care au cercetat, ai mărturia celor care s-au vindecat, ai toate celelalte teorii și trebuie să te duci la farmacie să iei medicamentul acolo pe loc. Câți v-ați duce la farmacie? V-ați duce singur?
De ce nu te-ai duce? Observ unde e problema în care logica și decizia încep să ia în altă direcție. Câți v-aș duce la sărbătoarea medicamentului? Și te-ai întoarce acasă cu un poster și cu o cutiuță. Cât să zice, da, domne, lumea e plină de mincinoși și n-are rost să mă iau. Cât să zice, toate medicamentele sunt la fel de bune. Acum, dintre toate variantele, care dintre ele îți oferă vindecare de boala ta? Care variantă? Cine e de acord că varianta cu medicamentul îți oferă vindecare? Mâna sus dacă ești de acord. Iar mă duc singur. Înțelegeți? Dar vă spun de ce v-ați ezitarea. Pentru că știi ce urmează. Știi ce urmează? Știi că ești bolnav de boala păcatului. Știi că drumul pe care te duci duce la pierzare veșnică. În adâncul sufletului tău știi lucrul acesta. Știi că Dumnezeu în Iisus Hristos a dus mântuire pentru păcatele tale. De aceea spui, Hristos a înviat, adevărat a înviat. De aceea și cei care vor să scoată religia din școli nu pot nega acest aspect și declară și ei împotriva lor înșiși, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Știi lucrul acesta. Dar e o problemă. Nu ești gata să iei medicamentul lui Dumnezeu. Nu ești gata să spui, Doamne, mi-ar fi mai ușor să mă duc acasă cu un poster, să mă duc acasă cu ceva, cu un obiect și să-l pun lângă patul meu, dar să nu iau medicamentul. De aceea Hristos n-a venit în lumea noastră să ne dea o sărbătoare fără conținut. N-a venit să ne dea substitute, înlocuitori. Hristos a venit în lumea noastră și spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. A venit la ei săi, spune Scriptura. Și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu, născuți. Nu din carne, nu din sânge, nu din voia lor sau a firii vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Iată, eu stau la ușă și bat, spune Fiul lui Dumnezeu. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Și voi cina cu el. Și el cu mine, spune Scriptura. Adică am intrat în acea relație cu cel care este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Cu cel care a venit din cer să aducă vindecare pentru boala păcatului, să-mi schimbe viața și să facă din mine copil de Dumnezeu și din tine să facă la fel copil de Dumnezeu. Ce vei hotărâ? Cu ce te vei duce acasă? Problema fundamentală este una a deciziei. Știți de ce e mai ușor să mă duc la sărbătoare, să mă duc acasă cu un poster și cu o cutiuță? Că nu-mi cere nicio decizie. Știți de ce e mai ușor să cred în teoria că totul e o șelătorie? Nu-mi cere nicio decizie. Știți de ce e ușor să zic toate religiile sunt la fel? Că nu-mi cere nicio decizie. Dar nu-mi oferă nici mântuire. Singura cale. Și Biblia spune, nu există un alt nume în care să fim mântuiți decât numele Iisus Hristos. Pentru că nu este sub cer niciun alt nume. Domnul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și o să mă întrebi, bine, bine, înțeleg dacă mă duc la farmacie, e medicamentul, îl iau, mi-l administrează, dar cum fac dacă medicamentul pe care îl dă Hristos pentru păcat este Fiul Lui? Cum se ia medicamentul acesta? Într-un mod atât de simplu,
Și totuși atât de profund. Hristos Domnul spune, iată eu stau la ușă și bat, e ușa inimii tale. Inima ta are o ușă. Pe ușa aceea se intră acolo unde este pupitrul de comandă a voinței tale. Pe ușa aceea se intră acolo unde se iau deciziile. Și spune Domnul, dacă deschide cineva ușa, voi intra acolo, voi schimba viața, voi schimba calea, voi schimba direcția, voi schimba destinul, îi voi lua păcatele și în jertfa de la Calvar vor fi declarate iertate. Îi voi schimba viața și îi voi da o nouă natură, născut din nou. Și îl voi așeza pe calea care duce la cer, sub protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar cum se deschide ușa? Ușa inimii are o singură clanță și clanța este pe dinăuntru. Nu-i pe din afară. De aceea Domnul spune, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide, se poate deschide doar dinăuntru. Cum se deschide ușa inimii pe dinăuntru? În rugăciune. În rugăciune, când stau înainte celui care bate la ușă, înțeleg ce se întâmplă în viața mea, înțeleg ce am făcut și ce destin mă așteaptă, înțeleg ce mi-oferă El, cine este El, înțeleg planul lui Dumnezeu pentru viața și veșnicia mea. Și spun, Doamne, recunosc că sunt un om păcătos. Recunosc că mă duc pe o cale a pierzării. Recunosc că Iisus Hristos a venit în planul lui Dumnezeu după Scripturi, a murit pentru păcatele mele, a fost îngropat, a înviat, Dumnezeu a primit jertfa de ispășire și în numele Lui primesc iertarea păcatelor. Și spun, Doamne Iisuse, iartă și păcatele mele, schimbă viața și direcția vieții mele, ajută-mă, Doamne, să trăiesc ca un om eliberat, ca un om eliberat de blestem, eliberat de păcat, eliberat de vinovăție, împăcat cu Dumnezeu, copil de Dumnezeu și pe calea mântuirii. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Cuvântul lui Dumnezeu spune, iată v-am pus înainte viața și moartea. Binecuvântarea și blestemul. Alege. Este și o clipă a alegerii. Este și o clipă a deciziei. Ai aflat din Scripturi ce plan are Dumnezeu pentru viața ta și ce răspuns are Dumnezeu la problema păcatelor tale, a morții și a iadului. Ai înțeles că pentru mântuirea ta și pentru mântuirea mea, pentru mântuirea lumii, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să moară după Scripturi, să fie îngropat și să învie a treia zi după Scripturi, și să fie înălțat la dreapta Tatălui în mărire și să mijlocească pentru noi, pentru ca în jertfa Lui, cei care se întorc la El cu pocăință și credință, să primească iertarea, mântuirea, să primească viața veșnică. Ai înțeles că drumul fără Dumnezeu duce la pierzare. Și acum stai față în față cu oferta pe care ți-o face Hristos. Stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Doamne Dumnezeul mântuirii, ne închinăm înaintea Ta și mulțumim că nu ne-ai lăsat sub blestemul păcatului pentru veșnicie. Mulțumim că nu ne-ai lăsat să mergem spre iad fără nici un har a mântuirii, fără nici o zi a cercetării și a pocăinței. Că nu ne-ai lăsat să mergem de capul nostru, ci L-ai trimis pe Fiul Tău să vină în lumea noastră să caute să-i mântuiască pe cei pierduți. Mulțumim că a murit pentru noi după Scripturi. Mulțumim că a fost îngropat și a înviat. Mulțumim că este viu în vecii vecilor. Mulțumim, Doamne, că în jertfa Lui este iertare de păcate. Mulțumim că ne-a iertat păcatele. O, Doamne, Te rugăm în ceasul acesta, iartă păcatele omenirii. Dar ca să poți ierta, Te rugăm să aduci pocăință peste oameni. Te rugăm să aduci clipa aceea în care se întorc de la calea pierzării, se întorc înspre crucea lui Hristos, înspre jertfa de ispășire, înspre Cel care este Domn și Dumnezeu adevărat, înspre Cel care are
viața și veșnicia, înspre Cel care are binecuvântarea, înspre Cel care ne poate elibera. Duhule al lui Dumnezeu, te rugăm să aduci convingere, te rugăm să aduci întoarcere la Dumnezeu. În zi de sărbătoare, Doamne, lasă să meargă oamenii spre casă cu păcatele iertate și cu viața schimbată. Mulțumim pentru mulțimea care a venit la sărbătoare. Doamne, n-am vrea să se întoarcă acasă cu postere și cu cutiuțe false. Am vrea să se întoarcă acasă cu Hristos în inima lor. De aceea, Doamne, în clipa aceasta, bate la ușa inimii fiecăruia. Mântuiește-i pe cei nemântuiți. Te rugăm, dă har și dă revărsare de har peste toată adunarea. Ascultă-ne rugăciunea, Doamne, și dă putere de întoarcere la Tine. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Tu știi că oferta Domnului pentru mântuirea vieții tale este la ușa inimii tale. Știi că Dumnezeu nu glumește. Știi că Dumnezeu este un Dumnezeu a harului. Știi că Dumnezeu te cheamă. Știi că Dumnezeu te iubește. Știi însă că Dumnezeu îți dă posibilitatea să alegi. Și Biblia spune, alege viața. Alege-L pe Hristos. Și dacă ești gata să spui, Doamne, sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt și cu puterea Ta, astăzi vreau să mă întorc la Tine. Să Te rog să-mi ierți păcatele, să-mi schimb viața și să-mi schimb veșnicia, să faci din mine copil al Tău și să mă duc acasă, nu cu banere, cu postere și cutiuțe, să mă duc acasă cu Hristos în inima mea. Acolo unde ești. Dacă inima ta tânjește, inima ta strigă după iertare, după împăcarea cu Dumnezeu, după mântuire, înalță rugăciunea aceea și spune, Doamne, ai milă și de mine, îndură-Te și de mine. Și pe lângă rugăciunea din inima ta, te mai rog ceva. Arată-mi printr-o mână ridicată că în adâncul inimii tale dorești din toată inima ca Dumnezeu să-ți ierte păcatele, să facă din tine copil de Dumnezeu, să schimbe destinul vieții tale spre veșnicie glorioasă cu El. Acolo unde ești. Și vom începe cu cei de la balcon. Am să te rog să-mi arăți printr-o mână ridicată, oriunde ești, în oricare tronson. Adică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea și spune prin aceasta, din adâncul inimii, mă rog ca Dumnezeu să-mi ierte păcatele, să facă din mine copil de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar v-am văzut dacă sunt și alții, oriunde ești la balcon, sunt mii de oameni acolo, ține mâna sus o clipă ca să pot vedea și spune, Doamne Iisuse, în zi de sărbătoare, mântuiește-mă și pe mine. Oriunde mai este ceva, Dumnezeu să vă binecuvinteze. La balcon, e mare balconul, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Jos aici, sub balcon. Dumnezeu este Cel care îți cunoaște inima. Fiul lui Dumnezeu îți oferă mântuirea. Dacă mai este cineva, jos sub balcon, ridică mâna sus. Și arată-mi prin mână ridicată inima ta care strigă după mântuirea Lui. Ridică mâna și ține o clipă ca să vă vedea. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, slăvit să fie Dumnezeu. V-am văzut și acolo, lăsați mâinile jos. Dacă sunt alții, oriunde mai este cineva. E ziua mântuirii. E ziua în care sărbătorim învierea Domnului. Cum o să te duci acasă? Ne rugăm să mergi acasă plin de bucuria mântuirii și plin de puterea lui Dumnezeu, că te-ai întâlnit cu Cel care este răspunsul lui Dumnezeu la blestemul păcatului, la pedeapsa păcatului și Cel care aduce viața și veșnicia în inimă. A Lui să fie slava în vecii vecilor și cu toată adunarea spunem, Hristos a înviat!